Sute de brașoveni cer păstrarea trecerii de pietoni de la intersecția Calea București cu Soarelui. Alături de cei care au semnat două petiții în acest sens, sunt și alți brașoveni care nu sunt de acord cu solicitarea poliției de desființare a trecerii, doar pentru că aici a avut loc ultima tragedie din trafic pe zebră în Brașov. Primăria cere, dimpotrivă, înființarea de noi treceri de pietoni în zone în care traficul pietonal este mare și aplicarea unor măsuri mai inteligente și mai eficiente pentru siguranța traficului din oraș. Comisia de circulație, care se va întruni marți, va discuta și oportunitatea montării de opritoare la toate trecerile de pietoni din oraș, așa cum vrea poliția. După tragedia în care o adolescentă în vârstă de 16 ani a fost accidentată mortal pe trecerea de pietoni de la intersecția Calea București cu Soarelui, poliția a solicitat primăriei să desființeze trecerea. Edilii consideră însă că marcajul pietonal este foarte necesar în zona care este una foarte populată. După cum încă de mai mult timp domnul primar a spus, va solicita tot în Comisia de Circulație să se anuleze solicitarea poliției privind desființarea trecerii de pietoni de pe Calea București la intersecție cu LC Babeș și ce alte treceri de pietoni mai sunt necesare. De aceeași părere sunt și brașovenii care locuiesc în apropiere. Oamenii spun că dacă s-ar desființa zebra, ar trebui să ocolească foarte mult până la următoarea trecere de pietoni. O soluție mai bună li se pare montarea unui semafor cu buton. Eu zic că ar fi mai bine dacă s-ar pune semafor cu buton, așa cum e pe Saturn. Și atunci când se adună mai mult, se apasă pe buton, traversează, acolo e prea departe, dincolo e prea departe. Trecerea de pietoni e bună, numai că ar trebui pus semafor. Pentru că e prea departe, de acolo e prea departe și cea de acolo și nu avem pe unde trece la piață. Orice trecere de pietoni este binevenită pentru pietoni. Pentru că altfel, dacă sunt prea departe, sunt oameni în vârstă sau persoane cu copii care nu le este greu să meargă până la o trecere care e foarte departe. Comisia de circulație, la care participă reprezentanții ai municipalității și ai poliției, va avea loc marți 12 aprilie. Edilii speră să-i convingă pe polițiști să renunțe la măsurile heirupiste pe care le-au impus primăriei, care pledează pentru aplicarea unor măsuri mai inteligente și mai eficiente pentru asigurarea unui trafic fluent, nepoluant și sigur pentru șoferi și pentru pietoni.